Detașamente Marinesc. Detașamente drept pentru defilat. Cu onorul spre dreapta. Înainte. Hai! Excelența voastră, domnule președinte, doamnelor și domnilor, comandantul paradei este generalul locotenent Adrian Tonea, locțitorul șefului statului major al apărării. În urmă cu 100 de ani, bunicul său și-a făcut datoria față de țară pe câmpurile de bătălie ale primului război mondial. Iar tatăl său, cel de-al doilea război mondial, a pătruns prin luptă drumă de jertfă și glorie a armatei române. Generalul Tonea are o carieră militară de excepție, dar în Bulgaria a întreprinit funcții importante pe linie de comandă, atât în țară cât și în teatrele de operații. După absolvirea Universității Naționale de Apărare din București, generalul Tonea s-a aflat la comanda mai multor unități, batalioane de infanterie și de cercetare, urcând dreaptă cu dreaptă în strategia militară.
este comandat de la conferențul Gabriel Constantin din cazul Brigăzii 2, Părători de Munte, stat din Tecetuta. Autoveticul blindat cu procurații speciale Eurofanta este un mic răpărâță mobil intrat în înțestrarea forțelor terestre în anul 2007. Face parte din familia de autoveticuri militare de clasă medie, care, în variantă blindată, este o opțiune potrivită pentru a asigura transportul rapid al trupelor în condiții optime pentru definirea misiunilor în teatră de operații sau în condiții de izolare și mediu ostil. Următorul detașament compus din ei, transportoare blindată de trupe din Tirania 3G, este comandat de la Cotelentul Alina Vizău, de la Brigada Multinațională Suvest. Transportoarele blindate de trupe de Tirania 3G sunt destinate batalioanelor de infanterie din forțele terestre. Tirania 3G are un design deosebit, o protecție balistică variabilă crescută, blindaj performant, fiind dotat cu picuri de protecție împotriva minelor și armelor chimice, radiologice, bacteriologice și nucleare. Cu o greutate de 16 tone și echipat cu un motor puternic din Caterpillar, autovehiculul asigură transportul și protecția unui echipaj format din 9 militari. Se poate deplasa cu ușurință în orice tip de teren. Poate atinge o viteză de 105 km/h pe șosea și poate traversa cu ușurință cursuri de apă prin curtile. Transportorul este dotat cu o mitraliere de calibru 12,7 mm integrată într-o stație armată telecomandată, care permite executarea și conducerea focului din interiorul transportului. Următorul detașament cu tehnică este format din 3 derivate ale variantei Tirania 3, destinate remorcării tehnice a variantei și respectiv evacuării medicale ale rănicilor. Detașamentul este comandat de plutonierul major Daniel Lucinaru. Primul dintre acestea, statorul de evacuare reparatii, este un vehicul blindat care asigură protecția personalului tehnic care acționează pentru repararea și evacuarea tehnicii avariate în liniile avansate din zona de conflict. Următoarele două sunt destinate pentru intervenția echipelor medicale, acordarea primului ajutor, transportul și evacuarea rănicilor. Trecem prin fața dumneavoastră detașamentul de transportoare blindate Octoriop, Tirania 5, Tirania 5PC, care vor intra în înțestrarea forțelor terestre române. Detașamentul este comandat de locotenentul Mihai Vitru. Acest tip de blindat asigură transportul de trupe, curs de foc, misiuni de luptă, puncte de comandă mobile, aruncătoare de calibre mari, tractoare de evacuare de aparatii, vehicule de evacuare medicală, vehicule de cercetare CPRN. Definează acum tehnica din dotarea contingentului militar polonez din România. Detașamentul este comandat de locotenentul Cristof Platec, comandantul companiei de infanterie motorizată a contingentului militar polonez din România. Transportorul amfibiu blindat pentru infanterie din dotarea armatei Poloniei, Rostomac, este prevăzut cu turelă și sud automat calibru 30 mm, iar ca armă secundară are o mitralieră de calibru 7,62 mm. Acest transportor are capacitate de transport pentru o trupă de infanterie formată din 11 militari. Are o greutate de 29 de tone și o viteză de deplasare de 100 de km pe oră pe uscat și de 10 km pe oră pe apă. Vor intra în piața lumii de triunf, mașina de luptă a infanteriei 84-0, autovehicul de luptă blindat, amfibiu pe șenile, care asigură transportul protejat al grupei de infanterie și ducerea luptei de către aceasta. Locul de MLI 84M este comandat de locotenentul Marian Cunivascu. Mașina de luptă a infanteriei 84-0 nimicește inamicul și angajează lupta cu vehiculele blindate ale acestuia. De asemenea, contribuie la combaterea minelor aeriene și executarea de lovituri în dispozitivul atare. Mașina de luptă a infanteriei 84-0 dispune de o mare putere de foc, având în înțestrare un tun de calibru 25 mm, un sistem de rachete antitank de spai și o mitraliere calibru 7,62 mm. LDI 84M este echipată cu o aparatură performantă de vedere și conducere pe timp de noapte, permițând executarea de misiuni în condiții de timp nefavorabile. Mașina este prevăzută cu echipament, deschiderea automată a incendiului din camera energetică și acționare manuală în camera de lucru.
prizonierul major Torinel Polar, veteran al teatrelor de operații Kosovo și Afganistan. Punctul de comandă mobil în stațiul mașinii de luptă a infanteriei 84M este dotat cu echipamente moderne de comunicații care permit realizarea comenzii și controlului în mod integrat. Punctul de comandă îi urmează mașina prindată pentru evacuare medicală de undeva. Aceasta este dotată cu cărți cuiante standard, instalate de oxigen, defibrilator, sigur de resuscitare rapidă și de prim ajutor. Acestea transportă în siguranță răniții la punctele medicale din spațiile frontului, personalul sanitar aflat la bordul acesteia, asigurând asistența medicală de urgență. Urmează un competitor blindat, Tehebam, care asigură evacuarea tehnicii avariate din grupul de luptă. Acesta are un motor de 400 de cai putere, dezvoltând cu viteză maximă de 65 km/h. Mașinile de debat și de chemat au fost folosite cu succes și în intervențiile pentru salvarea populației din județele Franța, Brăila și Buzău, cât acestea au fost afectate de puterile mașinile de debat. Devirează acum detașamentul tancurilor TR-85M1 Vidrosu, comandat de majorul Florin Tegar. Tancul românesc TR-85M1 este un tanc proiectat în România, iar varianta modernizată TR-85M1 Vidrosu este compatibilă standardelor NATO. În urma modernizărilor, tancul Vidrosu oferă un grad ridicat de putere de foc, protecția forței și manevrabilitate în timpul tactic, atât în ceea ce privește deplasarea pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Modernizările atunci acestui tank au avut ca obiectiv abilitarea agregatului energetic și a sistemului de funcționare, și a instalației de practic. Acest tip de tank este de categorie mijlocie, având un componere municipal format de 4 militari. Detașamentul de autovehicule blindate Uro Bamstar, sistem antitancuri.
mandat de plutonierul major Didier Gavrilă, veteran al Teatrului de Operații din Afganistan. Sistemul antitan portativ Spike este destinat pentru angajarea mașinilor blindate și tancurilor aflate la o distanță de până la 4 km, cu doar de condiții meteo, pe zi de zi și pe zi de noapte. Dirijarea rachetei la timp se poate realiza automat sau de către un operator prin intermediul legăturii de fibră optică. Destinarea tehnicii militare din dotarea forțelor terestre se încheie cu detașamentul de mijloace UTV și ATV. Dotarea vânătorilor de munte, acestea sunt destinate pentru desfășurarea de acțiuni militare tactice, grupuri mici și în condiții de izolare, în terenul tot împăturit, greu accesibil. Sunt folosite de echipele de căutare, salvare, constituite la nivelul fiecărui batalion de vânători de munte. La solicitare, ei au fost să sprijin autorităților locale, zonele montane și responsabilitate. Comandamentului comunicațiilor și informații.
videoteleconferință din curs specializat Eurobanca. Aceasta este destinată realizării sesiunilor de videoteleconferință criptată și transmiterea imaginilor live atât pe teritoriul național, cât și în teatrele de operație. Urmează autostația satelitară Anchor Station cu revoltă specializativ Humvee, destinată interconectării punctelor de comandă cu rețeaua de comunicații satelitară a Ministerului Apărării Naționale, în fel de frecvență militare și comerciale din orice locație de pe teritoriul național sau din teatrele de operație. Depilată în continuare, autospeciala pentru managementul spectrului radio pe un chatiu Volkswagen Trasă, destinată monitorizării spectrului radio, detecției și localizării surselor de interferențe radio. Depilată acum modulul NATO de comunicații și informatică dislocabil, care face parte din structura de comandă NATO. Modulul este subordonat batalionului 2 transmisiuni NATO, fiind constituit și găsuit pe teritoriul țării noastre din anul 2010. Tehnica face parte din sistemul Dragonfly, destinat asigurării serviciilor de comunicații voce, multimedia și date. Misiunea principală a motorului este realizarea sistemului de comunicații și informatică XT pentru forța de răspuns a NATO. Locul de destinare al Ministerului Afacerilor Interne este deschis de Poliția Română. Vor trece motociclete BMW și 3 autospeciale Volkswagen Polo aflate în dotarea brigăzii rutiere a Poliției Capitale. Mulțumiți de la rutieră sunt primii care intervin pentru îndrumarea, supravegherea și controlul respectării normelor de circulație rutieră. Pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, polițiștii folosesc aparate destinate monitorizării și controlului traficului rutier. Tribune oficiale defilează efective ale serviciului pentru intervenții și acțiuni speciale. Misiunile serviciului sunt centrate pe rezolvarea situațiilor de criză. Blocul de defilare este format din autospecialele de intervenție BMW seria 7, Volkswagen Transporter și Mercedes Sprinter, dotate cu echipament de protecție balistică și echipamente speciale de executare a misiunilor specifice. Lucrătorii sunt echipați cu ținuta specifică trupelor de intervenție a Poliției Române, iar ca armament au în dotare pistoale Glock 17, pistoale mitraliere fiecare Glock NSG. O altă structură de elită a Poliției Române este Institutul Național de Criminalistic. Prin fața dumneavoastră, defilează acum un autolaborator criminalistic Mercedes Vito și unitatea mobilă de intervenție în cazul dezastrelor din Tropicon, cu ajutorul cărora polițiștii intervin pentru efectuarea cercetării la fața locului în teren greu accesibil. Parada tehnicii auto a Jandarmeriei Române este deschisă de autoturismele Dacia Duster, care sunt folosite pe timpul misiunilor de patrulare destinate prevenirii și combaterii faptelor antisociale, precum și asigurării unui climat de siguranță pe cercetar comunităților urbane și rurale. Autoturismele sunt prevăzute cu tracțiuni integrală 4x4, iar puterea motorului este de 118 putere. Autospecialele de intervenție Opel Vivaro și 8+1 locuri sunt prevăzute cu tracțiuni integrală 4x4, iar puterea motorului este de 125 de cai putere. Autospecialele de intervenție Opel Vivaro sunt ideale pentru deschiderea misiunilor specifice de ordine publică, patrulare, protecție în sosire, cât și pentru intervenție antiteroristă. Este folosită atât în executarea misiunilor antiteroriste, cât și în cele internaționale. Ea asigură un nivel ridicat de protecție balistică anticiclon, dar și împotriva minelor sau dispozitivelor explozive improvizate. Poliția de frontieră română face parte din Ministerul Afacerilor Interne și este instituția specializată a statului care îndeplinește atribuții cu privire la supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat. Defilarea Poliției de Frontieră debutează cu 3 autospeciale Volkswagen Passat seria. Parada continuă cu 3 autospeciale de patrulare Dacia Duster, destinate intervenției și patrulării în zonele rurale și în zonele cu relief
Stimați cu tehnica de intervenție cea mai nouă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Formația de defilare a pompierilor militari este deschisă de motocicletele de intervenție scurt, care se servesc zonele aglomerate și grav vizibile din partea orașului de țări. Motocicletele scurt sunt urmate de auto specială pentru munca operativă, destinată a acțiunilor de coordonare a forțelor de intervenție în cazul evenimentelor grave și de amploare. Parada continuă cu autospeciala de stingere de capacitate mică, ce are misiunea de a facilita accesul pompierilor pentru stingerea incendiilor din spațiile înguste. Urmează autospeciala de stingere cu apă și spumă cu capacitate mărită, destinată stingerii incendiilor în locuri greu accesibile sau în zonele urbane aglomerate și cu trafic intens. Defilarea pompierilor continuă cu autospeciala de stingere de capacitate mare. Mașinile de stingere sunt urmate de autospeciala de intervenție și salvare de la Destin, destinată intervenție la clădiri înalte și foarte înalte. Aceasta facilitează acțiunile salvatorilor până la înălțimea de 70 de metri. Autoscala este urmată de ambulanța scurt de terapie intensivă mobilă, utilizată în acordarea asistenței medicale de urgență la locul intervenției și în transportarea rapidă și în condiții optime de tratare a victimelor grav rănite. Destinarea continuă cu autospeciala pentru transport personal și victime multiple, destinată acordării ajutorului medical de urgență. În acest moment trece autospeciala de intervenție la accidente și accidente colective, care poate fi folosită ca spital mobil în cazul producerii calamităților și catastrofelor naturale. Destinarea continuă cu unul dintre cele mai complexe echipamente de intervenție post-cutremur, containerul multi-risc. Acum, camera mobilă pentru persoane sinistrate, recent intrată în dotare Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Echipamentul cuprinde corturi de cazare și încălzire pentru 200 de persoane. Parada Sfinții Pompierilor Români este încheiată de carapana și pregătit. Autospecială utilizată pentru pregătirea populației și personalului de intervenție din Inspectoratele pentru Situații de Urgență. General pentru Imigrări, structura subordonată Ministerului Afacerilor Interne, care exercită atribuțiile pentru implementarea politicilor României în domeniile migrației. Microbuzele marca Iveco Daily, Renault Transit și Dacia Duster sunt destinate activităților operative pentru procesarea cererilor de azil de punctele de trecere a frontierei de stat. Aceste tipuri de tehnică se mai ocupă și de monitorizarea transferurilor de la aeroporturile internaționale către centrele regionale aparținând Serviciului Român de Informații. Autospecialele de intervenție contrateroristă au de acord câte 4 luptători cu echipamentul și armamentul standard. Urmează grupul de intervenție contrateroristă format din echipe de lunetiști și observatori. Ei sunt echipați în costumele speciale de mascare și poartă asupra lor armamentul de mare precizie utilizat în misiunile usuale. Defilarea Serviciului Român de Informații este încheiat de un dispozitiv format din 3 autospeciale aparținând postei speciale. Unitatea prin intermediul căreia este asigurată transportul și protecția corespondenței oficiale de stat, clasificate și neclasificate pe întreg teritoriul național. Structură specializată în protecția demnitarilor, membră a Asociațiilor Internaționale de Protecție a Demnitarilor și a Rețelei Europene pentru Protecția Personalităților Publice. Coloanele care defilează prin fața dumneavoastră constituie două dintre dispozitivele specifice pentru protecția demnitarilor, una pentru oraș, cealaltă pentru zonele prea accesibile sau pentru deplasare în condiții de vreme nefavorabile. Mai mulți lucrători Serviciului de Protecție și Bază reprezintă cu onoare România pe plan internațional, asigurând protecția unor sunați de vital ONU în teatrele de operații din cele mai active
echipajul care poartă uniforme din primul război mondial. În onoarea celor care prin jertfă și cu arma în mână pe jocurile de lotărie au contribuit alături de întreaga suflare românească la propuirea Marii Uniri, defilează un pluton format din 28 de militari comandați de locotenentul Răzvan Liviu Cătar. Defilarea pedestră care amintește de tradițiile militare pe poporul român continuă cu detașamentul studenților Academiei Forțelor Terestre Nicolae Băcescu din Sibiu, care reprezintă un pluton de infanterie din perioada Marelui Război. Definează acum Asociația Tradiția Militară, grupul de reconstituire istorico-militară care reprezintă România la Uniunea Europeană. Anul trecut, un pluton al Asociației a definat la Chișinău de Ziua Națională a Republicii Moldova. În acest loc de paradă, definează tot uniforme românești, 4 membri Asociației Deutsche Freikorps și 4 membri Asociației Culturale Tomi. În premieră, definează la Parada Militară Națională Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Disabilități, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Voltorul de Mir. Comandantul detașamentului este colonelul de rezervă Dan Cosma. Poartă cu mândrie traseul Asociației Butonierul Major Ionuț Butoi, rănit în Afganistan, cel care a ajuns în țară de 2 ori medalia de aur de la domnului Invictus desfășurat la Toronto. Definarea structurilor din compunerea statului major al apărării este deschisă de generalul de flotilă aeriană Vasile Toate, locuitor al șefului statului major al apărării pentru operații din Turcia și veteran al teatrului de operații din Afganistan. Generalului de flotilă aeriană Toate îi urmează purtătorul traseului de luptă al statului major al apărării și purtătorii steagurilor de identificare ale forțelor terestre, aeriene, navale, al comandamentului logistic și juridic și al comandamentului comunicațiilor și informatice. Intră în piața lui de știu steagurile de identificare ale unităților participante la misiunile din teatrele de operații. Definează prin fața dumneavoastră de tratamentul forțelor pentru operații speciale. Comandat de colonelul Dacian Tiberiu Șerban, ofițer cu o bogată experiență în domeniul militar, participant la 4 misiuni în teatrul de operații. Intră în piața arcului de ziul, drapelul de luptă al Brigăzii de Informații Militare, manejat Alexandru Averescu, drapel decorat cu ordinul Virtutea Militară în grade cavaler cu un semn pentru militar de război. Detașamentul Brigăzii este comandat de colonelul Ionel Ilimia, comandantul Brigăzii de Informații Militare, participat la 3 misiuni NATO în teatrul de operații din Afganistan și la misiunea 1 din Eritrea și Etiopia. Definează detașamentele armatelor partenere și aliate. Detașamentul format de militarii Comandamentului Brigăzii Multinaționale Sud-Est, comandat de colonelul Cristian Dan, comandantul Brigăzii, absolvent al Colegiului de Război al Armatei Statelor Unite ale Americii și veteran al Teatrelor de Operații din Irak și Afganistan. Definează acum detașamentele armatelor aliate și partenere.
Titan, comandant de locotenent colonelul Cornel Bătuba, comandant al batalionului 265, poliție militară, Sudor Vladimirescu, veteran al teatrului de operații din Afganistan, acolo unde a executat 2 misiuni în anii 2004 și 2012. Urmează detașamentul Academiei Forțelor Terestre Nicolae Băsescu din Sibiu, comandant de colonelul Constantin Grigoraș, prorector și locuitor al comandantului. Succesoare și continuatoare a tradițiilor primei școli de ofițeri înființată prin porunca numărul 36 a domnitorului Gheorghe Pipescu la București, Academia Forțelor Terestre are o vechime de 171 de ani în domeniul educației militare. În acest moment, dintr-o viață atunci de triumf, detașamentul școlii militare de maiștri militari și sub ofițerea Forțelor Terestre Pasara Bucurii din Pitești, comandat de colonelul Gheorghe Laurian Cuprea, comandantul lupta în școlii militare de maiștri militari și sub ofițerii Forțelor Terestre este decorat cu emblema de onoare a statului major general. Definează acum detașamentul Colegiului Național Militar Dimitrie Cantemir, liceu de elită la nivel național, care anul acesta a împlinit 107 de ani de existență. Detașamentul este condus de colonelul Aurel Constantin Neagu, veteran al Teatrului de Operație Afganistan. Definează Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare din Câmpul detașamentul este condus de colonelul Romeo Aurelian Popovici, comandantul Colegiului Național Militar Ștefan cel Mare și absolvent al Instituției Cucurugene în promoția 1986. Defilarea efectivelor din Forțele Terestre continuă cu defilarea detașamentului rezerviștilor voluntari, condus de locotenentul Marius Brăzilă, comandant de pluton și instructor la școala de aplicație pentru unități de luptă Mihai Viteazul. Detașamentul are în compunere ofițeri, suboficeri și gradați soldați care parcurg în prezent programele de pregătire, școlile de aplicații și centrele de instruire specifice. Comandantul dispozitivului de defilare al forțelor aeriene este generalul de flotilă aeriană Constantin Dobre, comandant al componentei operaționale aeriene și locuitor al șefului statului major al forțelor aeriene, absolvent al Colegiului de Război al Aerului din Statele Unite ale Americii. Deci, prin fața dumneavoastră, detașamentul Brigăzii 76 Cercetare, Supraveghere și Recunoaștere Dacia, condus de comandantul Brigăzii colonelul Gheorghe Maxim. Brigada 76 Cercetare, Supraveghere și Recunoaștere Dacia este unitate de elită a forțelor aeriene române. Definează în continuare detașamentul format din două bloturi separate cu militare aparținând Brigăzii 1, rachete solare, general Nicolae Tăstălăciu. Detașamentul este condus de comandantul Brigăzii, colonelul Claudiu Herbeliu, ofițer cu o bogată experiență în arma rachete și apărare antiaeriană. Primul bloc de parată este comandat de majorul Aurel Copsaru. Al doilea bloc de parată al Brigăzii 1 rachete sol-aer este comandat de majorul Nicolae Tila. Brigada 1 rachete sol-aer are misiunea de a apăra spațiul aerian al municipiului București și al altor obiective importante. Urmează defilarea detașamentului Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă, format din studenți din anul 1, al 2-lea și al 3-lea, condus de comandorul Gabriel Răducanu, comandantul instituției. Academia Forțelor Aeriene este o instituție de elită a Forțământului Militar Românesc, singura din țară care pregătește viitorii piloți militari pentru Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne. Urmează defilarea detașamentului Școlii Militare de Maiștri Militari și Suboficeri a Forțelor Aeriene Traian Puia, condus de comandorul Valentin Enache, comandantul Școlii Militare de
piața Arcului de Triunf, locul separat al comandamentului logistic întrunit, comandat de colonelul Teofil Ionel Ispat, șeful de stat major al comandamentului. Ofițerul a parcurs toate etapele de formare și perfecționare profesională, îndeplinind atribuțiile funcțiilor de comandant de batalion vânător de munte, comandant de colegiu militar, locuitor, șef structură centrală și șef direcție structură centrală. În cadrul primului detașament, destinați militari și cadrați în bazele logistice teritoriale din locale de teritoriul național. Detașamentul Brigăzii 122 Logistică este comandat de colonelul Alexandru Lătescu, comandantul Brigăzii. Principala misiune a Brigăzii, structură de logistică operațională unică, este asigurarea sprijinului logistic al structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale. Detașamentul bazei 99 de MSR este comandat de comandorul Răzvan Gabriel Prăculescu, comandant al Sudului din anul 2015. Ofițerul a îndeplinit în perioada 2012-2015 funcția de șef de stat major al acestei structuri de importanță națională, destinată dezvăluirii capabilităților NATO de apărare împotriva rachetelor balistice. Definarea cutrupei a comandamentului logistic întrunit este încheiată de detașamentul Scolii de Aplicație pentru Logistică General Constantin Zaharia, comandat de colonelul Marian Daniel Pășie, ofițer cu o vastă experiență în managementul învățământului militar. În acest moment, din fața dumneavoastră, desfilează cele trei detașamente ale Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii, structură care realizează, exploatează și execută menținerea sistemului de comunicații și informatică necesar Armatei României la nivel strategic și operativ. Primul detașament, comandat de colonelul Ciclo Ghepan, viitorul comandantului Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii, este format din militari și unităților subordonate Comandamentului, care au asigurat sprijinul de comunicații și informatică pentru structurile Armatei României în termenul de operații din această stare. Trece prin fața dumneavoastră detașamentul Centrului de Instruire pentru Comunicații și Informatică de Ghepan, condus de locuitorul comandantului, locotenent colonelul Gheorghe Șerban. Cu o tradiție de peste 75 de ani, Centrul este structura din Armata României responsabilă de formarea inițială și perfecționarea pregătirii specialiștilor de comunicații, tehnologie informației și apărare cibernetică. Definează acum detașamentul Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova, fruntea căruia se află comandantul Instituției de Învățământ Militar Vicear, colonelul Ovidiu Propan. În continuare, vă prezintă onorul detașamentul Universității Naționale de Apărare Carol I, sub comanda colonelului Daniel Dumitru, locuitor comandantul Universității. Locul de parade este format din oficieri studenți ai programelor de studii universitare de master, conducere interar de forțe terestre, forțe aeriene, forțe navale și management logistic. Urmează detașamentul Academiei Tehnice Militare, instituție care a primit anul acesta pe 10 mai denumirea onorifică de Ferdinand Dăstâi. Detașamentul Academiei este comandat de locuitorul comandantului colonel Iliuț Zăvran, absolvent al Școlii Militare de Comisariat a Forțelor Terestre din Franța. Detașamentul este format din studente și studenți militari care se pregătesc pentru a deveni inginer. Vă invităm să urmăriți destinarea detașamentului de studenți și ofițeri studenți ai Institutului Medic Militar, comandat de colonelul Mihail Simpiu Cutosie, comandantul Institutului Medic Primar, doctor în medicină, ofițer cu experiență de peste 20 de ani în învățământul universitar medical. Locul de parată pedestru al Ministerului Afacerilor Interne este deschis de comisarul șef Iulian Maxim, instructor superior. Din fața tribunei oficiale de finanță Casa Drapelului și detașamentul de studenți al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Academia de Poliție este o instituție de învățământ superior, singura facet profesionistă și membră a Asociației Europene a
protecției instituțiilor fundamentale ale statului și neutralizarea amenințărilor grave la adresa acestora. Definează detașamentul jandarmeriei rurale, care marchează întemeierea jandarmeriei române. La 3 aprilie 1950, printr-un oblig comunist, domnitorul Grigor Alexandru Chica a aprobat hotărârea tipalului comunist prin semnarea legiuirii pentru reformarea corpului slujitorilor de jandarmi. Direcția Generală de Jandarmi a municipiului București este o unitate subordonată Inspectoratului General. Ea are în compunere 10 batalioane și este destinată executării misiunilor specifice și îndeplinirii atribuțiilor ce revin jandarmeriei în municipiul București. Jandarmii bucureșteni execută misiune asigurarea ordinii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, evenimentelor culturale, artistice sau sportive. Urmează blocul de destinare al pompierilor români. Salvatorii sunt conduși de colonelul Ali Maghiar, ofițer de pompieri cu o vastă experiență în stingerea incendiilor și salvarea persoanelor. Sub comanda maiorului Ionel Popa, are onoarea să defineze drapelul de luptă al Inspectoratului General pentru situații de urgență. În acest moment puteți urmări destinarea detașamentului constituit din pompieri care încadrează echipaje de stingerea incendiilor, echipaje scurt și echipaje de salvatori din medii și de vieții. Detașamentul pompierilor este condus de maiorul Andrei Bustilor. Urmează definarea școlii de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Stăgânescu din Moldești. Tinerii pompieri sunt conduși de comandantul școlii coronelul Cristian Constantin, ofițer cu o echipă de 27 de ani în rândurile salvatorilor militari. Școala din Moldești pregătește subofițeri și mai primi militari în arme de pompieri și protecție civilă de peste 30 de ani. Jandarmeriei Române. Această structură este tută misiuni de reprezentare la cel mai înalt nivel, organizate de Ministerul Afacerilor Interne cu ocazia activităților protocolare. Detașamentul Gărdii de Olari este destinat să asigure primirea oficialităților române și străine la sediul Ministerului Afacerilor Interne. Detașamentul Serviciului Român de Informații este condus de colonelul Alexandru Ion. Detașament este format din luptători ai brigăzii antiteroriste, structură prin care Serviciul Român de Informații își exercită rolul de autoritate națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. Luptătorii brigăzii antiteroriste au ca principală misiune intervenția contrateroristă la nivel național. Acești luptători reprezintă principala forță de riposte în cadrul unei luptă teroriste oriunde în România. Urmează personalul Serviciului Român de care asistă controlul de securitate antiterorist și antideturnare pe toate cele 16 aeroporturi civile din țara noastră. Cel de-al treilea detașament este format din studenți ai Academiei Naționale de Informații Mihai Viteazul, instituția militară de învățământ superior care asigură promoții de ofițeri de informații, atât pentru Serviciul Român de Informații, celelalte servicii din Comunitatea Națională de Informații. Administrația Națională a Penitenciarelor este serviciul public responsabil cu aplicarea regimului de detenție și cu asigurarea intervenției recuperative. Primul detașament al Administrației Naționale a Penitenciarelor este comandat de Comisarul Șef de Penitenciare, Bogdan Pătură. Detașamentul este format din funcționari publici cu statut special din cadrul structurilor specializate de intervenție. Al doilea detașament, comandat de subinspectorul de penitenciare Alexandru Ion, este format din funcționari publici cu statut special din cadrul sectorului siguranța de tinerii și regim penitenciar. Personalul acestei structuri desfășoară activități operative curente, specifice sistemului administrației penitenciare, efectiv bază, supraveghere, escortare și încălzirea persoanelor private de libertate aflate în custodia unui centru penitenciar. Excelența voastră, domnule președinte, doamnelor și domnilor, urmează desfilarea unui detașament călare care amintește de Cavaleria Armatei Române din 1918.
În fruntea detașamentului defilează generalul de brigadă Dorin Ionită, comandantul comandamentului Forțelor Întrunite, îmbrăcat cu uniformă identică cu uniforma purtată de mareșalul Alexandru Averescu în perioada interbelică. Detașamentul este format din cai de rasă, proprietatea călăreților, membrii ai grupului de echitație Animal Ranch. Defilarea detașamentului de cavalerie al jandarmeriei este deja o obișnuință a manifestărilor prilejuite de Ziua Națională. Cavaleria este folosită pentru executarea misiunilor de intervenție pentru asigurarea și restabilirea ordinii publice cu ocazia competițiilor sportive și cu prilejul manifestărilor ce implică aglomerări mari de persoane. Carii au fost o prezență constantă în cadrul structurilor militare, iar cavalerile de astăzi sunt partenerii de încredere ai jandarmeriei. Conducerea medicală a